numește consultări în vederea organizării unui referendum. De partea cealaltă a mesei, adică pe o parte este echipa prezidențială, iată-i, în capul mesei președintele, iar pe partea cealaltă reprezentanți ai societății civile, ONG-uri, societate civilă, ale alea cu tare cu tare, și aici ultimii, dar nu cei de pe urmă, reprezentanții mass media acreditați la Palatul Cotroceni. O întâlnire foarte importantă. De ce? Nu neapărat pentru că în această întâlnire președintele va ieși cu întrebarea: ce punem noi pe buletinul de vot pe 26 mai la referendum? Nu. Va ieși cu niște gânduri și cu niște idei pe care le au comesenii, reprezentanții societății civile, despre organizarea referendumului. E foarte importantă întâlnirea asta pentru că dă un semnal. Iohannis nu se consultă doar cu spectrul politic, nu așteaptă doar mesaje din partea mass mediei. Nu, mass media n-are genitiv. Mass media. Și iată, se consultă și cu reprezentanții străzii, reprezentanții sindicatelor, cum se cheamă, studenților, reprezentanții celor care pun presiune în stradă și bine fac. Dacă o fac civilizat și dacă o fac temeinic, bine fac, pun presiune pe guvernanții, indiferent cine ar fi ei. Bună ziua, Mitică! Bună ziua, domnul Barbu! Alături de mine, într-un dialog cu dumneavoastră, atenție, emisiunea aceasta îl are alături și pe domnul Coarnă, dar este nu invitat, este, hai să zic așa, un fel de, cum să-i zic, ca să nu fie chiar comoderator. Un fel de om venit din ploaie. Un om care a venit de la Călăraș, de la niște reuniuni foarte importante pentru emisiunea asta, ca să discutăm cu dumneavoastră. Teddy va deschide imediat cele două telefoane care au consacrat emisiunea aceasta pe Piața Media, două numere de telefon pe care le veți avea în curând, nu știu, când vrea Teddy, le veți avea afișate, sunați că merită. Astăzi, fiecare, pe temele majore ale zilei, adică nu pe cât costă întreținerea la bloc și nu, dacă mai avem sau nu lemne de foc, că suntem deja cu căldura la ușe în primăvară, nu. Pe tema referendumului, pe tema ambasadei României din Israel, o temă care a generat astăzi un eveniment unic în diplomația pe care eu o cunosc. Nu știu înaintea mea, adică acum un secol, cum era, nu știu. Dar în timpul vieții mele nu s-a întâmplat niciodată. Pe vremea lui Ceaușescu nu se putea, iar după 1989 n-am auzit. Astăzi președintele Senatului, Călin Anton Popescu Tăriceanu, a rămas la București cu biletele de avion în buzunar. Atenție, a rămas la București pentru că regele, mă rog, conducerea statului, regatului Maroc, l-a declarat aproape persona non grata. Vă puteți imagina că domnul Tăriceanu nu a fost primit în Maroc, i s-a spus să stea acasă. Nu s-a întâmplat niciodată. După ce regele Iordaniei și-a anulat vizita în România. Dom'le, eu înțeleg. E bine și cu războiul ăsta mediatic și de imagine pe care lumea arabă îl duce pe planetă pentru Ierusalim. E dreptul lor. E bătălia lor. E cauza lor. Ierusalimul este într-o dispută planetară. Puțini au pus mâna pe carte la viața lor să citească, să știe exact, să fi fost vreodată în Orașul Sfânt, să vadă că deasupra zidului plângerii, loc sacrosant al lumii iudaice, caut cuvintele ca să nu greșesc niciunul, pentru că acolo orice cuvânt costă, orice cuvânt are greutatea lui. Vreau să vă spun că am avut privilegiul, Dumnezeu mi-a dat șansa să mă duc, să pun mâna și să mă rog la zidul plângerii. Bă, deasupra se vede cupola moscheii, una dintre cele mai tari moschei ale lumii musulmane, după Mecca și Medina, al treilea loc al lor. E de secol 8. Fabulos! Fabulos! Acolo, în Ierusalim, este istoria a două și ciocnirea a două civilizații, a două culturi, a două credințe. De fapt, una singură, monoteistă, dar cu două denumiri. Nu poți să te joci cu vorbele, dar lumea arabă nu poate, indiferent de cauza ei, să sfideze noțiunea de respect și bună prietenie pe care trebuie să o aibă cu România, indiferent. Indiferent la ce nivel. L-am auzit ieri și o să-l dau din nou, pentru că sunt singura emisiune, asta a fost singura emisiune care a dat acel sincron absolut halucinant. Un ambasador venit din lumea aceea își permite să o facă indirect nătângă pe doamna Vasilica Viorica Dăncilă și îi spun doamnă pentru că este premierul României. Știți bine că eu nu sunt nici pe departe fan al doamnei de la Videle. Dar doamna de la Videle este premierul țării mele.
țara mea numită Republica România. Și vine oricine, oricine, ca să nu zic mai mult, și își permite să o facă proastă la noi în țară. Iar Meleșcanu, nu-i mai spun ministrul de externe, nu domnul Teo, nu. Meleșcanu își permite să tacă. Domnul Teodor Meleșcanu, șeful diplomației române, tace. În ce țară, în ce bantustan, în ce republică scăpată de sub control și autoritaristă? Nu găseam cuvântul. Unde pe planetă se mai poate ca un ambasador să-ți facă premierul prost, iar șeful diplomației tale să nu-l cheme la ordine, să nu ceară acelei entități să și-l retragă? Dar poate doar a constatat, nu l-a făcut. Nu, mitică. Hai să spun dar ceva. Dar poate doar a constatat. Mitică, nu, nu-i de glumă. Păi nu-i de glumă, eu vorbesc serios. Eu vorbesc foarte serios. Nu putem vorbi serios, Mitică. De ce nu putem vorbi serios? Nu putem vorbi serios, avem noi dreptul. Eu am dreptul ca cetățean contribuabil al României și născut, crescut aici, să spun despre Dăncilă cât timp mă mai ține B1 TV pe post, ce cred? Că sunt gazetar. Tu poți să spui că te lupți sindical cu ea, vrei drepturile polițiștilor, te lupți în stradă. Bă, dar să nu vină un ambasador al unei țări, ca și cum ar fi stat fără câini în România, să-și permită să spună despre premierul țării noastre că e prost. Indiferent în ce termen a spus-o și în ce conjunctură. Deci, entitatea cu pricina de pe planetă trebuie să și-l retragă, după părerea mea. Am tot respectul. Sunt unul dintre puținii gazetari din România care au avut șansa să îi ia interviul lui Yasser Arafat, fiei țărâna ușoară. Un monstru sacru al politicii secolului 20. Am fost în pâșia Gaza, am stat față în față cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat, la el în vila privată de pe malul mării, în pâșia Gaza, și am discutat cu omul ăla. Palestinienii sunt de tot respectul. Au o problemă pe care noi românii am înțeles-o și de multe ori am sprijinit-o diplomatic la niveluri de vârf. Până să nu-și permită nimeni să vină să o facă pe femeia asta cum îi vine la gură la noi în țară, iar domnul Meleșcanu trebuie să dea socoteala, după părerea mea. Nu mie, nu presei. Bă, dar cuiva. Nu se poate. Ascultați-l, vă rog frumos, încă o dată și fiți atenți la ultima, atenți, la ultima frază pe care domnul ambasador palestinian la București o formulează la adresa doamnei Dăncilă. So what Dăncilă has does yesterday is first of all against the Romanian commitments that they gave us last year during the meetings between us and the Romanian counterpart. And second, it's against the international law and the international legitimacy, and also against the European criteria about Jerusalem. I think she has done that because she wants to support Netanyahu to be again a prime minister in Israel. She should not go to this square. She has to be more clever. She has to be more clever. Ar fi trebuit să fie mai deșteaptă. Pe bune? A fost chemat la Ministerul de Externe? A făcut ceva Teo Meleșcanu ca șef al diplomației române? În ce țară, vă mai întreb o dată, în ce țară? Cine suntem luați? Drept cine? 14 din cărți, roata de rezervă. Cine suntem noi în Europa? Îi întreb pe ăștia care conduc vremelnic țara. Păi nu s-a întâmplat, mă. Pe vremea lui Băsescu nu se putea așa ceva. Nici pe vremea lui Iliescu nu se putea. Nici măcar pe vremea lui Emil Constantinescu, ăla care a fost învins de sistem. Nu se putea așa ceva. Că iar pe vremea lui Ceaușescu nici atât. Nici atât. Nu e nicio silabă exagerată în ce spun. Nu se poate. Nu se poate ca șeful Senatului României să fie ținut la sol în țara lui, adică domnul Tăricianu, și nici al lui Tăricianu nu sunt fan. Dar nu se poate, măi, al doilea om în stat. Și să fie cu biletele de avion în buzunar, bă, ținut pe otopeni. Adică stai bă acasă, nu te primim în Maroc. Pă bune? Pă bune? Eu înțeleg. Sau mă rog, mă număr printre cei care mai înțeleg cum e cu politica externă. Mă număr printre cei care am avut privilegiul de la Teheran și până în Emiratele Arabe să merg ca gazetar. Să-i cunosc, să-i văd și să-i și înțeleg cât m-a dus pe mine mintea și cât m-au dus pe mine informațiile pe care le aveam la vremea aia în TVR și le am și azi. Bă, dar nu se poate. Nu se poate ca țara asta să fie lăsată la harneală, așa, la prosteală, la îndemâna oricui. Nu înțelegeți cum e cu ambasada, cei de acasă, cum e cu Israelul? Ok, nici eu nu înțeleg. Bă, dar pe ăsta l-am înțeles. Doamne, iartă-mă. Pe domnul ambasador l-am înțeles perfect. L-am înțeles perfect. Haideți să facem o radiografie a declarației domnului ambasador. A spus foarte
rațional și logic că această atitudine a doamnei prim-ministru este împotriva unor legi. Nu e venit aici să critique sau să jure ceva. Nu, dar n-a criticat. A trimis la dreptul internațional. Nu a criticat. A spus că e împotriva unor tratate. Păi, și atunci? Ultima frază când îi spune premierului că trebuie să fie mai deștept și să nu facă asta. Așa, i-a făcut o recomandare. Mitică, te rog, eu bine. O să vedem ce spun oamenii. Pe mine mă interesează ce spun oamenii de acasă, Mitică. Și pe mine mă interesează. Oamenii de acasă sunt și sindicaliștii tăi, și telespectatorii mei, și contribuabilul Dăncilă. Dar ești responsabil când introduci România în conflicte? Da. Ești responsabil? Da. Ce e asta? Ambianța, dați-o un pic mai încet. Adică în momentul în care imaginile pe care vi le dă Teddy au în momentul în care faci declarații de această intensitate, gândești de mai multe ori? De acord cu tine, asta spuneam, stimați-le spectatori. Imaginile pe care vi le dă acum Teddy pe post sunt imagini nu astea, dă-le pe cele de dinainte. Imaginile din lumea arabă arată, iată-le, o să le vedeți imediat. Nu suntem în stare ce văd eu în plasmă. Așa, mersi frumos. Să știți că în zona arabă, în zona peninsulei arabe, în zona țărilor puternice și puternic prezente pe planetă de acolo, doamna Dăncilă a fost și a avut vizite de succes. Nu, acum nu mă apuc să împart lumea arabă în două, că nu sunt eu buricu. Dar, repet, nici așa, nici așa. Nici n-o să o laud pentru ce a avut în Emirate sau ce s-a întâmplat în vizitele pe care, iată, le ilustrează acum Teddy pe ecran și nici. Dar, România... Îi spun lui domnul Iohannis, îi spun domnului Dragnea, îi spun domnului Tăriceanu, le spun tuturor și doamnei Dăncilă. Bă, România nu trebuie lăsată la cheremul nimănui, pentru că voi veniți și plecați. Țara asta rămâne aci, a copiilor noștri, a nepoților, sună patetic, dar ăsta e adevărul, bă, băieți. Și scumpă doamnă, nu e a voastră, mă, să o lăsați la discuție. Și eu încă o dată cer public. Sunt și eu un gazetar, oarecare, dar gazetar. Păi cer domnului Meleșcanu un punct de vedere, pentru că este șeful diplomației române. Cum vede domnia sa incidentul diplomatic uriaș în urma căruia președintele Senatului României a fost pus cu botul pe labe și ținut la sol de marocani? Cum vede domnia sa ieșirea în spațiul public în țara în care este acreditat ca ambasador a reprezentantului palestinian? Nu se poate să nu avem, nu se poate să dai telefon, cum vedeau colegii mei de la știri azi, și să ni se spună, n-avem niciun punct de vedere la Ministerul de Externe, n-avem niciun punct până guvernul nu are un punct de vedere. Bă, suntem nebuni cu capul? Păi nu sunteți, bă, partea guvernului, nu sunteți diplomația, nu sunteți acea parte a guvernului care se cheamă diplomația română? Bine, iertați-mi ieșirea, dar nu se poate, nu se poate. Păi dacă azi o faci pe doamna prim-ministru, și nu mă refer la domnul ambasador, în general... O faci proastă la ea în țară și nu suporți nicio consecință, mă gândesc cu groază ce faci mâine, ce faci poimine. N-am făcut-o proastă, domnul... Te rog eu frumos, Mitică. N-am făcut-o proastă, a fost o recomandare și atât. Să fie mai deșteaptă. Așa și? Dacă îți-a spune ție direct, păi, Mitică, ia fi mai deșteaptă, pe ce ar înțelege. Gândesc de trei ori dacă am greșit undeva, da? Un om inteligent, și aici vorbim de un prim-ministru, e vorba de Bine. Reprezentarea noastră externă, e vorba de conflicte pe care doamna le-a creat. Uitați-vă, încep să apară roadele acestui conflict. Cu tine, păi stați un pic că... dai voie totuși ca opoziția să o critique, presa română să o critique. Sunt zeci de ani de politică externă, acea problemă este delicată de mii de ani în acea zonă și ne-am trezit noi dintr-o dată așa să fim noi mai deservi decât Bine. Toată lumea asta și să împărtim noi... Astăzi s-a scris, în ultimele 24 de ore, vă mai spun un lucru, s-a scris istorie pe planetă. E adevărat că la toate televiziunile, inclusiv la noi la B1, a fost știrea a 8-a, a 7-a din jurnal. Deși, dacă era să paginezi jurnalul pe niște reguli elementare, care se numesc consequences, legea consecinței și a proximității. Păi bă, oameni buni, astăzi șeful Statelor Unite, Donald Trump, adică în ultimele 24 de ore, nu azi, a semnat documentul istoric prin care înălțimile Golan, în opinia americană, intră în posesia statului Israel. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă așa. Acolo este stare de război neoprit, atenție, din 1974, cred, legat războiul și de aceste înălțimi strategice numite înălțimile Golan. Organizația Națiunilor Unite, Europa, o mare parte de pe planetă, au alt punct de vedere. Americanii prin Donald Trump, poate avem și noi imagini, Teddy. Avem și noi imagini, că le-am văzut la știri, Teddy. Semnarea documentelor cu Netanyahu și Trump, Teddy, azi. Bun, o să le vedeți.
când o să avem și imaginile, le vor da pe post. Eu le-am văzut la colegii de la știri și era subiectul zilei, din punctul meu de vedere. Înălțimile Golan sub semnătura domnului Donald Trump, șeful de la Casa Albă, au trecut în stăpânirea Israelului. Păi, este un moment de cotitură în politica mondială. Este un moment de cotitură în ceea ce înseamnă procesul de pace din Orientul Mijlociu. E un moment de cotitură în relațiile României. Iată momentul. Fabulos. Istorie. Este istorie. Donald Trump semnează și apoi oferă cadou stiloul domnului Netanyahu, premier al Israelului, semnează documentul referitor la această zonă fierbinte, la această nucătare numită Înălțimile Golan. În 1967 a fost un război fulger, 5-10 iunie 1967, războiul de 6 zile, în care Israelul le-a ocupat. Și astăzi Organizația Națiunilor Unite consideră Golanul, Înălțimile Golan, teritoriul sirian ocupat. Vă spun, acolo este armistițiu în zona aia. Războiul din 1974 nu a fost oprit niciodată. Bine, n-are sens că nu mă pricep niciodată de bine, dar mutarea ambasadei României nu e subiect de cârciumă, nu e subiect de colț de stradă, nu e subiect Israelului. Mutarea ambasadei Israelului României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu e subiect de cârciumă. Nici măcar de presă, pentru că foarte puțin dintre noi gazetarii ne pricepem să discutăm despre acest subiect la maniera Domnul Barbă, dar știți ce se întâmplă? Acești politicieni și, în speță, doamna prim-ministru, a făcut niște declarații foarte periculoase pentru noi în relațiile diplomatice din acea zonă. Adică acest lucru trebuia discutat și analizat, făcută, dacă vreți, acea structură informativă operativă, acea zonă de confort din punct de vedere al politicii externe. Ori aici lucrurile sunt într-o altă logică. Da. Sau mai mult ilogic decât, dar există o logică și în asta. Bun. Eu spun așa, oameni buni, și Marocul și Iordania, două monarhii, nu fac eu analiza, am fost în Maroc relativ de curând. Vreau să vă spun că în Maroc, dacă am face o analiză introspectivă a situației reale, pe bune, a monarhiei care conduce Marocul, nu știu unde am ajunge. Dar eu sunt adeptul bunelor relații pe care România le-a construit cu greu cu toată zona nord-africană, inclusiv cu Gaddafi, care nu mai e. Inclusiv cu Mubarak în Egipt, care nu mai e. Deci, repet, nordul Africii a fost o zonă în care noi ca țară, diplomația română, indiferent cine a fost șeful statului și cine a fost șeful diplomației, le-am construit cu greu. Acum ele s-au modificat, planeta se schimbă, istoria se schimbă sub ochi. Noi suntem părtași, e adevărat, fiecare cu micimea lui, la această schimbare. Dar, și cu asta termin subiectul și mă întorc la referendumul care ne arde cel mai mult pe noi, acilea în țară. Bă, n-avem dreptul să lăsăm țara la liberul arbitru verbal sau faptic al oricui. N-avem dreptul, frate. N-avem dreptul. Că te cheamă Iohannis, că te cheamă Dragnea, Tăricianu, Dăncilă, oricine ai fi. N-ai mă dreptul. Adică în momentul în care ești în capul trebii, ești în capul țării, o țară de 20 de milioane de suflete, o țară care a plătit scump o poziție pe care și-o dorește în Europa și în lume, nu poți să o lași la fiște cine, la cheremul verbal al... Ok. Sau la cheremul faptic. Repet, ce s-a întâmplat cu Tăricianu azi e dincolo de mintea unui om normal. Să-i spui șefului senatului, nu mai vii la mine în țară. Băi, ești nebun, la cap era pe listă, avea bilete de avion. De ce vi se pare normal că e vorba de o reacție la o declarație? Nu, e vorba de nicio reacție mitică. E vorba de niște țări care au problemele lor interne, așa, care au temerile și lor. De ce trebuia să ne amestecăm noi acolo? Nu trebuia să ne amestecăm, dar de ce trebuia să ne amestece ei? Păi nu, noi ne-am amestecat. Nu poți, mă, să faci așa ceva, mă. Nu poți, mă, să faci. N-ai, mă, mitică, te rog frumos. Noi am mutat capitala de unde? Noi. Bine, înainte să vorbim cu Elena la București, pe care o și salut, și să deschidem cu adevărat acest dialog pe care îl propun, vreau să spun că mie mi s-a părut la limita tupeului maxim tupeu, și o să și explic la ce mă refer, afirmația domnului Dragnea de, cred că ieri a făcut-o, că abia l-așteaptă pe Iohannis cu referendumul. Hai să ascultăm și să comentăm imediat și cu Elena. Deci eu de-abia îl aștept să organizeze referendum pe domnul Klaus Werner Iohannis. N-am avut discuție în CEX pe subiectul ăsta, dar eu de-abia îl aștept. Va fi un prilej foarte bun pentru români să răspundă și la alte întrebări. Ca de exemplu, câte case este nevoie să fur de la stat ca să ajungi președintele României? Este o întrebare. Sau câte zeci de dosare penale
trebuie să-ți fie închise de prieten ca să ai șanse la candidatura la prezidențial. Adică genul ăsta de întrebări. Deci s-ar putea, adică nu, sigur va fi un prilej serios de dezbatere pe teme de genul ăsta. Cum sună întrebarea aceasta în gura lui Dragnea? Îi sugerez lui Iohannis să pună la referendum întrebarea: câte dosare penale trebuie să-ți închidă justiția ca să poți să ajungi să... Păi ești nebun la cap? Dragnea îi sugerează lui Iohannis întrebarea: câte dosare penale trebuie să ți se închidă de către justiție ca să poți să candidezi? Nu poți să cred așa ceva. Adică, cât tu peu să ai? Cum ar suna întrebarea asta? Sunteți de acord ca persoanele condamnate penal să nu ocupe funcții publice? Cum ar suna întrebarea? Ar suna neconstituțional, antidemocratic. De ce ar fi antidemocratic? Pentru că nu se poate, tu ești jurist. Și de la tine întrebarea asta mă sperie. De ce toată lumea, toți oamenii... Dom'le, când ai făptuit o chestie penală și ai ieșit în pușcărie și ți-a trecut perioada pe care instanța ți-a prevăzut-o... Ai altă discuție. Nu, dar ești cetățean liber, bă, mitică. Stați un pic. Nu stau deloc. Am auzit de la o grămadă, iar de la tine, pe care te știu de 10 ani, am pretenția și jurist fiind, să nu-mi pui... asta în dialog. Ascultați-mă un pic, la capăt. De ce toți funcționarii publici, toată lumea din zona publică, are interdicție aici cu excepția infracțiunii săvârșite din culpă? De ce? Acolo nu e neconstituțional. Deci un polițist, dacă este condamnat pentru infracțiune cu intenție directă, sancțiunea imediată este destituirea din funcția publică. Corect. Cine vreți dumneavoastră, oricare funcționar. Și public. După ce îi trece perioada de restricție, nu se mai poate angaja în poliție? Nu se mai poate? Nu. De ce? Pentru că e o normă internă care colectează lucrul ăla. Este neconstituțională. Bine, domnul Barba, atunci angajăm toți scoți în poliție, corect? Nu, domnule. Nu, păi așa îți spuneți dumneavoastră. Păi domnule, o facem așa? Nu, domnule. Dar batem palma și o facem așa? Nu, domnule. Angajăm violatorii. Cât de constituțional e califtie? Bă, dar eu te întreb așa. Cât de constituțional e califtie? Vorbim de siguranță și ordine publică, când vorbim de niște lucruri, acestea atribute sunt, dacă vreți, de natură de suveranitate națională. Și atunci ăsta trebuie să corecteze oriunde. Deci oamenii cu cazier... Deci dumneavoastră spuneți așa, dacă am un condamnat pentru tâlhărie, are reabilitare de drept, poate să fie în poliție, un șeful poliției eventual, nu? Zic. Un violator, nu? Înțelegeți? Domne, nu vă întreb. Păi nu, că așa spuneți. Hai să înțelegem. Așa spuneți în fapt. Nu, domne, eu spun așa. Bine. Constituția României trebuie schimbată. Sau respectată. Nu există varianta am Constituție și nu o respect. E altă discuție asta. Eu te întreb așa. Ce, eu am ridicat o temă generică. Nu, pentru că așa. În ultimii trei ani... Pot să pun și o întrebare de emisiunea aceasta? Pe care am înțeles că o moderăm amândoi, dar hai să punem întrebări pe rând. Pun și eu acum, uite rândul meu. La Senat sau la Camera Deputaților, liftierele... Au nevoie de cazier judiciar curat. Bă, liftieră! Păi vedeți? Nu ai voie să fii... Paznicu! Nu, lasă-mă! Liftieră n-ai voie să fii, nu te angajează. Păi... Dacă ai avut o problemă este la cazier... Este neconstituțional acolo? E așa sau nu? Păi e corect. Păi dar eu te întreb, ce țară e aia în care liftiera nu mai este egală cu senator, nu mai egală cu nimeni, păi pentru că ea nu se poate angaja? Asta am întrebat eu. Păi dumneavoastră, eu te întreb atunci, eu te întreb, e normal? Nu e normal. Păi, nu trebuie pentru să reglementăm? Pentru tratament Bine. De egalitate trebuie Bine, și domnule. Politicienii care okay. sunt condamnați penal okay. să nu ocupe funcții publice. Bine, întrebare. Ce anume îmi comentezi tu, marele lider sindical al Poliției Române, Așa? Despre alegerea domnului, îmi scapă de la Baia Mare, Chiricheș, Așa? Ca primar? Păi nu e condamnat definitiv. Domnul Chiricheș are prezumția de nevinovăție. Bine, cum e alegerea primarului, alegerea în pușcărie, fiind condamnat în executare a primarului din Jilava, a fost reales? Cum e? Păi asta e țara. Nu înțelegeți? Păi nu poți să-mi răspunzi, mă, asta e țara, mă, dacă dumneavoastră, atunci... Dacă dumneavoastră, Tudor Barbu, un om pe care respect, îmi ridicați o temă că un infractor de drept comun cu violator tâlhar poate să fie angajat în poliție pentru că este neconstituțional, eu plec, serios, din țara. Deci nu există prescripție niciodată la nicio faptă penală. Nu, mă, ok, am înțeles. Dar eu plec. Oricum trebuie să plecăm din țara asta. Bine, bine, ok. Oricum suntem o țară cucerită de infractori. Dom'le, ok, deci întrebarea pe care o sugerezi tu, ca și mulți alții, am este fără penal. Sunt foarte multe întrebări. Sugerezi așa, Iohannis să-i zică fără penal în funcție am de... Am dat un exemplu, mi-a venit acum okay. fără nicio... Bine, Elena, să rămână aici în direct. Domnul Barbu, de 17 minute încerc să vă potoliți amândoi. Respectați-ne un pic, încercăm să vă... Spunem două vorbe. Numai faptul că sunteți în direct la telefon, scumpă doamnă, arată maxim respect. E singura emisiune unde sunteți în direct necenzurat. Nu, îmi cer scuze. Tocmai că altfel nu sunam. Nu sunam, credeți-mă. În altă parte nu sunt. Da, vă ascult cu drag. Nu vă mai mirați nimic, că Dragnea încearcă... Rămâi puțin, Elena, la telefon, că am o legătură directă la Cotroceni, revin imediat la tine, îmi pare rău. Să faci un referendum vis-a-vis de quorum sau oportunitatea de a fi, de a avea referendumul în același zi cu alegerile europarlamentare. Dar majoritatea asociațiilor și reprezentanților, cel puțin 80%, au fost pro-referendum, considerând că este un ultim mijloc de a
opri acest asalt la justiție. Una la mână. Cum oprește un referendum? Ne puteți spune? În primul și în primul rând, un referendum cristalizează voința populației într-o privință. Nu? Acum noi nu știm întrebarea președintelui. Mi s-a spus că va fi o întrebare simplă, foarte clară. Nu e foarte clar acest lucru, dar acea întrebare sau întrebări care au puse vor fi foarte simple, foarte clare, fără elemente extraordinare de tehnice și care să caute să cristalizeze foarte bine nu în voința poporului, în raport cu ce se întâmplă în justiție. Dumneavoastră veți demara campanie pentru noi, ca asociații civice, în primul rând vom demara campanii ca lumea să participe la vot, indiferent că este acel că e votul pentru europarlamentare sau votul pentru justiție. Deocamdată, evident, neștiind întrebarea, nu pot să vă zic că vom demara o campanie pe întrebarea respectivă. Dar credem în ideea că un referendum pentru justiție trebuie făcut cât mai repede și măcar pentru a arăta ce crede lumea în raport cu ce face coaliția de guvernare. Dacă vor urma consultări și cu partidele politice? Nu a spus acest lucru. Știu că mâine vor fi niște consultări cu asociațiile magistraților. Dumneavoastră cu partidele politice și dar noi ca asociație civilă, nu cred că, nu știu, avem neapărat rolul de a discuta cu partidele. Păi colega dumneavoastră spunea că de fapt această legiferare se va face în Parlament. Păi, nu, colega mea nu a spus că legiferarea fiind în Parlament. Colega mea a spus că dacă acele întrebări vor trece, vor trebui la un moment dat să se transforme în legi prin intermediul Parlamentului. Așa funcționează lucrurile. Că, evident, nu poate să... Cât de mare credeți? Având un referendum cu un rezultat, orice lege ulterioară, asta a vrut să spună și Elena, orice lege ulterioară care intră în contradicție... Teoretic este neconstituțional, da, pentru că... Există și riscul să nu fie validat acest referendum? Adică luați în calcul și posibilitatea ca lumea totuși să nu se prezinte în proporția necesară? Există orice risc, dar noi așteptăm acest referendum de peste 2 ani de zile de când a început acest atac furibun la justiție și la drumul României către Europa. Și cu siguranță vom avea cuvântul. Aici vreau să răspund și eu, pentru că a fost un subiect pe care l-am tratat cu președintele. I-am zis că, într-adevăr, există un risc de invalidare în caz că nu se îndeplinește formul de prezență la vot. Ceea ce este foarte clar este că dacă nu faci nimica, rezultatul este foarte, foarte clar. Într-o lună sau două, domnul Dragnea va ajunge la o sentință finală și până atunci va da o ordonanță de urgență pentru modificarea legislației penale, astfel încât să scape, să-i salvească dosarele. Deci este ultimul instrument semnificativ de luptă pentru a opri tăvălugul împotriva justiției la care suntem martori de 2 ani și jumătate. Nu ar mai putea fi oprit pentru că până la momentul acela politicienii și-ar dori rezolvate toate aceste probleme. Că totuși acele sunt în mai, iar politicienii și-ar dori până știu în că politicienii deja de fapt e un politician care își dorește și a antrenat un întreg partid politic care sprijină mafia guvernamentală. Deci vorbim de un singur om care dorește să-și albească dosarul penal. Încă o dată, este ultimul instrument. Este modul de consultare publică care va da măsura în care românii doresc să meargă pe parcursul european pe care am început în practic în 1989 și apoi în 2007 sau să ne întoarcem, să intrăm în clubul select în ghilimele al Ungariei și... Dar ne-am întors în platou, oameni buni, s-au terminat consultările, prima rundă de consultări. Sunt convins că domnul președinte Iohannis va avea o rundă de consultări și cu spectrul politic parlamentar, am ferma convingere. Mă rog, nu știu de ce, dar așa ar trebui să fie normal, să chem și partidele parlamentare când vrei să organizezi un referendum și să chem nația la vot. Vom avea, sper, într-un sfert de oră, 20 de minute, unul dintre cei de la masă, chiar din imagine de acum, va fi alături de noi. O să-i pregătească Alex și colegii mei, o să-i pregătească un scaun. Nu-i dau numele că s-ar putea să n-ajungă și atunci ne facem de râs, dar va veni cu... detalii despre dialog, detaliile care pot fi făcute publice, pentru că a fost o doză și de confidențialitate în dialogul președintelui cu ei. Nu foarte mare, că ei toți acolo au fost grămadă societatea civilă. Exact. O să avem în exclusivitate punctul de vedere din interior, de aici, de la masă. În curând, sper, într-un sfert, doar 20 de minute. Elena, ești în direct, iartă-mă. Tot la telefon sunt. Dar fata, asta e televiziune de știri, n-avem ce să facem. Te ascultăm. Da, e în regulă. Te ascultăm. Da. Domnul Barbu, mă revoltă faptul că nu-l oprește nimeni pe acest Dragnea. Vă rog, credeți-mă, el are impresia că președintele nostru, ales de noi, cei care
mă rog, l-am susținut pe domnul Iohannis, așa este doamna Dăncilă, care o doamnă întoarsă cu cheița. Cum îi se dă drumul, o ia sărăcuța de ea pe unde nimerește. Ea a intrat în cap ca robotul. Elena, care e părerea ta despre referendum și care e tema pe care eu ai sugera-o președintelui? Cum să-l dăm, să-i dăm jos pe ăștia? Asta e o întrebare a Iurea. În primul rând, oamenii ăștia care conduc țara sunt aleși democratic, Elena. Sunt aleși de popor. Nu i-am ales, domnul. Ba da. Dar i-am ajuns de râsul lumii. Elena, sunt aleși poporului, nu i-am câștigat la loz în plic. Sunt aleși neamului. Aveți și dumneavoastră dreptate, dar nu se mai poate. Eu am o vârstă la care spun, Doamne, măcar până acum am dus-o. Bine. Dar ce facem copiii ăștia noștri? Foarte bună întrebare, la asta mă gândesc și eu. Mersi mult, Elena, mergem la Gheorghe, în Maramureș. Are dreptate în tot, doamna. Analiza doamnei a fost pertinentă și, dacă vreți, și utilă și oportună, pentru că nu doar ce facem cu copiii ăștia, ce facem cu oamenii care sunt plecați din această țară și mulți sunt în zonele arabe, acolo. Oamenii care lucrează, care... Fără și atunci și sigur poate. Că există posibilitatea fără ca un cetățean poate. Român să fie ultragiat, nu zic altfel. Având ca, dacă vreți, obiect principal această declarație, în opinia mea este irresponsabilă. Este o declarație irresponsabilă. Adică, a doamnei Dăncilă cu ambasada? Sigur că da. Rămăsesem noi ultimii din lumea asta. În emisiunea de ieri. Rămăsese România. Ultima țară din Europa care nu își exprimease un punct de vedere cu privire la mutarea capitalei, la Ierusalim. Eram noi ultimii, deci, înțelegeți? Ori aceste lucruri mie îmi generează și îmi spun altceva. E vorba de o scăpare disperată de justiție, să încearcă folosirea și factorul extern. O să-ți pregătesc o surpriză. Uite, cu Teddy comunicam prin semne, că noi avem și alfabetul ăsta aproape în braille, așa eu cu Teddy. O să-i fac lui Mitică plăcerea să vadă. Că nu se uită la emisiunea asta. La ora 4 are alte treburi. Îți arunce ai pierdut ieri. A fost ziua poliției, 179 de ani, la mulți ani poliției române. Așa este. La mulți ani poliției române, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate. 197 de ani, scuze. Vouă și familiilor voastre, polițiștilor români, oriunde v-ați afla și orice tip de serviciu ați face în interiorul poliției române, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și cu ocazia asta vreau să marchez și fabuloasa postare pe care ambasada Suediei a făcut-o. Bă, băieți, oameni deștepți, cu har. Uitați-vă pe ecran postarea oficială a ambasadei Suediei la București. Ăștia, ăla ambasador, asta ambasadă. Bravo lor. Scoate puțin grafica ca să o vadă, sau fonul așa fel. Ambasada Suediei la București. Stema cu cele trei coroane în semnul regatului Suediei. Către băieții blonzi cu ochii albaștri, de la băieții blonzi cu ochii albaștri. La mulți ani! S-au împlinit astăzi 29 de ani fix de când în România există Serviciul Român de Informații. Cu această ocazie, uite, profit de faptul că Mitică mi-a adus aminte și îmi cer scuze că ieri trebuia să fac asta, să urez polițiștilor și familiilor lor sănătate și să le dea Dumnezeu sănătate, că restul le mai cumpără ei. Sănătate și noroc, avem nevoie și de noroc. Bine, și noroc. Știți de ce? Dar astăzi, sănătatea au avut și cei de pe Titanic, dar n-au avut noroc. Astăzi ne raliem urării pe care ambasada Suediei a făcut-o Serviciului Român de Informații și facem publică postarea lor. Gheorghe, ești în direct, te ascult. Să trăiți, domn Barbu, m-auziți? Da. Să trăiască domnul Cornea. Vă salut, bună seara. Ziceți că aleșul poporului, păi nu, că e așa ca la referendum, cum a fost cu voturile, dar nu asta e important. Important vreau să vă spun, domn Barbu, că am fost în Israel 23 de luni. Eram exact când trebuia să înceapă un război, în 97, deci la ora 5 o zi stare de necesitate și la 5:45 s-a oprit, nu mai bombardat Irakul. Ce vreau să spun cu asta? De asta comparați pe Dăncilă cu Trump? Păi dacă nu erau americanii, cum sunt israeliții în mijlocul arabilor, erau mâncați de mult, domne, că 5 milioane populația, 60 de kilometri lățime, 500 de kilometri în stat Israelul, domn Barbu. Păi comparăm pe Trump cu... Păi ăla poate toată ziua să vorbească de israeliști și de palestinieni. Nu Dăncilă, domne, să meargă să facă campanie lui Bibi Netanyahu acolo, domne, te bagi în scandalul lor. Păi știți ce spun palestinienii, domn Barbu? Ei săraci. Săraci vin și lucrează până dau o bombă. Lucrează o lună de zile, iar vine o bombă, iar e o Gheorghe, tu ai înțeles că... Câștigă miliarde de dolari
Gheorghe, ascultă-mă un pic. Ascultă-mă un pic. Noi ne păstrăm echidistanța, emisiunea asta, televiziunea asta, ne păstrăm... Care rău aud? Ne păstrăm echidistanța, îți spuneam, și față de lumea arabă versus Israel, exact, și America, și față de Europa vis-a-vis de America. Noi suntem o televiziune normală la cap. Partipriul nostru e cu voi, cu aia de acasă. N-avem partipriul nici cu unii, nici cu alții, dar eu am spus că nu e normal ca în țara ta premierul țării tale să fie bălăcărit sau să fie pus la colț de fiște cine. Domnul Barbu, mă succes de la chestia. Știți că dușmanul binelui e mai binele. Omul a spus să putea să fie și mai deșteaptă. Bine, mă, te rog eu frumos, deci ok. Nu, atenție mare. Tine, mitică, de ce nu? Putea să fie și mai deșteaptă. Nu sunt de acord cu tine. Dar nu te băga acolo, domne, când e campanie electorală. Exact, corect. Bine, mitică, bine, Gheorghe, mersi mult. Dumitru, în București, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua. Referitor la referendum, eu sunt tânăr pensionar. Oricum, după 48 de ani, în fine. Eu aș fi avut 3 probleme, sau chiar 4. Justiția, prima dată, penalii care să nu mai conducă în guvern, cei cu 300 parlamentari și, ultimul rând, 8 ministere, domnule, zeci de ministere, sute, eu știu, cu sute de angajați. 8 ministere să fie pentru tot guvernul. Nu. Foarte tare. Nu, deci, după părerea ta, Dumitre, da, sincer, așa, cum vezi tu, ce variantă va alege, intuitiv vorbind, ce variantă va alege în opinia ta președintele? Eu cred că numai pe justiție se va baza. Cred că pe justiția sau, să zic că mai bagă cumva și deputații, să 300. Bine, mersi frumos, Dumitre, surpriza pe care i-am promis-o lui Mitică Coarnă, uitați-vă încă o dată, dar atenție că suntem singuri care am făcut așa și am făcut corect. Uitați-vă și la orele pe care le dă Teddy pe ecran, fiecare declarație cu ora ei. Eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului. Nu am spus eu voi muta ambasada. Am spus că trebuie să respectăm Constituția. Ne-am întors în direct, stimați spectatori, acestea sunt imaginile de început ale negocierilor pe care le-a avut astăzi, nu negocieri, iertați-mi, consultările pe care le-a avut astăzi președintele Iohannis cu societatea civilă pe tema referendumului. Vestea, ați văzut-o și pe bandă galbenă, vestea, ferm, pe data de 26, România va vota două lucruri simultan. Alegeri europarlamentare și răspunsul la întrebarea sau întrebările pe care președintele va găsi de cuvință să le pună pe buletinul de vot al referendumului. Repet, știrea zilei, știrea momentului, știrea când vreți voi, știrea acestei după-amiezi, România va avea referendum pe data de 26 mai odată cu europarlamentarele, lucru care schimbă complet datele problemei și probabil va schimba complet și rezultatul alegerilor. Va ieși un iureș uriaș, va ieși. Bună ziua, în Elveția, sunteți în direct, doamnă. Da, Ioana Drăghice, este numele meu, domnul Barbu. Sărut mâna. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți ce se întâmplă la noi în țară, mai ales că se apropie alegerile acum pe 26 mai. Ioana, mi-ai pus o întrebare la care, dacă îți răspund, CNA-ul mă amendează, sigur. Dar uite, am să încerc, poate nu mă amendează. Dar de ce, domnul Barbu, fără să-mi dau seama, încerc și sigur, alunecăm spre dictatură? Bravo. Corect, este foarte corect ce spune, doamna. Absolut corect. Da, sigur, mergem către dictatură. Absolut corect. Mă bucur că a spus Ioana și n-am spus eu că pe ea nu poți să o amendeze. Nu, vă spun eu. Nu, vă spun eu destul de clar. Deci, încet și sigur, noi alunecăm spre dictatură. La comportamentul ce se întâmplă în țara noastră, în primul rând... Toți românii trăiesc în ziua de astăzi confuzi. Oprește-te, Elena, Ioana, iartă-mă, oprește-te puțin. Da. Sunați-o pe Alina Sorocean. E Alina Sorocean pe telefon. Alina, bună! Bună seara! Vestea oameni buni cu care vine colega mea, reporter special Alina Sorocean, nu este o veste bună, să leagă de starea de sănătate a lui Mihai Tudose, fost premier al României. Care e situația, Alina?
Da, este problema medicală a fostului premier Mihai Tudose. În această după-amiază se afla la o întâlnire cu colegii din Pro-România. Era o întâlnire restrânsă la care participa și fostul premier Victor Ponta, iar lui Mihai Tudose i s-a făcut rău. Imediat a fost chemat, a fost sunat la 112 și au sosit medicii de pe smur de la fața locului. Este suspect de o problemă destul de gravă, putem spune, de infarct și a fost transportat la spital. La ce spital, Alina? La ce spital l-au dus pe Tudose, Alina? Nu se știe încă această informație, pentru că medicii au făcut rapid tot ceea ce puteau la fața locului și deocamdată nu se cunoaște spitalul. Ai informații, ai informații precum că Mihai Tudose ar mai fi avut antecedente în zona aceasta, zona afecțiunilor cardiace? Nu există aceste informații până în acest moment, însă știm bine că este o perioadă aglomerată, să spunem o perioadă destul de grea a alegerilor europarlamentare. Este posibil ca din cauza stresului din ultima perioadă să fie apărut probleme de acest gen. Vom vedea ce vor spune medicii dacă starea sa de sănătate este una stabilă în acest moment, pentru că, având în vedere că este suspect de infarct, așa cum spuneam, nu este o situație deloc ușoară. Rămâne de văzut la ce spital a fost transportat și cât de rapid vor reuși medicii să îl stabilizeze de punct de vedere medical. Mulțumesc foarte mult, a fost Alina Sorocean, reporterul care monitorizează îndeaproape situația creată, iată, mă rog, Doamne ferește, ne rugăm de binele și de sănătatea fostului premier. Mihai Tudose, dus de urgență la spital, nu știm încă la care, este suspect de a fi trecut printr-un infarct sau preinfarct, nu știm încă exact gravitatea situației. Repet, colegii de la știri monitorizează acest nefericit eveniment din viața lui Mihai Tudose și veți fi ținuți la curent în cel mai scurt timp când vom avea informații și detalii despre această situație. Repet, știrea momentului, Mihai Tudose, omul din imagine, fost premier al României, unul dintre vechii și extrem de influenții membri ai Partidului Social Democrat, un brăilean, repet, cu foarte, foarte mari zone de influență politică în sudul țării, a fost dus la spital suspect de infarct. Da, ce ai vrut să zici? Vreau să... Avem o femeie din Elveția la telefon, imediat vin la tine. 7 secunde, sănătate multă domnului Tudose și știți de ce? Din 2017 la zi a fost singurul premier care s-a plecat asupra problemelor noastre și a salvat ce se mai putea salva, pentru că fără dumnealui, cu domnul Grindeanu, cu doamna Olguța, cu doamna Carmen Dan sau cu doamna, Doamne ferește, Viorica Vasilica Dăncilă, era prăpăd în sistemul de apărare. Ioana, ești în direct, ascultăm, iartă-ne. Da, și mie îmi pare foarte rău de domnul Mihai Tudose, îi urez multă sănătate, să-și revină cât se poate de repede. A doua problemă care vreau să vă spun, trebuie să ne facem vocile mai auzite, iertați-mă că vă spun. În Elveția, dacă s-ar întâmpla ceea ce se întâmplă în România, eu nu lucrez în Elveția, cum să vă spun, să am contract de muncă periodic, vin, lucrez în domeniul afacerilor, vin în țară, putem plec și în Elveția. Putem da domnul regizor, mersi. Iartă-mă, Ioana. Da. Deci trebuie să fim mult mai interesați în marea majoritate din țara noastră ce se întâmplă cu țara noastră. Alunecăm în haos. Alunecăm pe un făgaș care nu cred că o să ne mai revenim cât de spune-mi, cât. Ioana, cum, dacă ai fi consilier prezidențial și te-ar întreba domnul Iohannis, ce îmi sugerezi, Ioana? Ce întrebare să le pun românilor pe buletinul de vot la referendum? Ce îi spune? Deci, întrebarea următoare după mine, părerea mea care ar fi, da? Deci, oamenii care vor să intre în politică, care vor să facă politică, fără să aibă antecedente penale. Mulțumesc, Rădmâna. Foarte tare, mersi mult, Ioana. Câștigă teren punctul de vedere al celor care, ca și Mitică, susțin această teză. Repet, eu cred că trebuie schimbată Constituția dacă vrem să strigăm și, pe bune, să fie real, fără penali în funcție de conducere. Eu sunt de acord, numai că acea cărticică... Dar unde interzicem Constituția? Acolo unde spune că dreptul de a alege și de a fi ales este unul dintre drepturile fundamentale ale românului, una, și acolo unde nu scrie nicăieri că dacă ai fost toată condamnat, nu mai ai dreptul să fii ales și să alegi. Domnul, te rog eu frumos. Barbu, logica asta, dumneavoastră... V-am luat 9, dacă ne-am duc aminte la examenul de constituțional. Eu am luat 10. Ai luat 10 la Constituție. Bravo, ție, numai 10 avem la drept constituțional. Logica asta, dumneavoastră, dacă vreți să mergem pe o rațiune constituțională, înseamnă că, și repet, ajung acolo ca să înțeleagă oamenii foarte bine,
că un condamnat pentru infracțiunea de tâlhărie, viol, omor, poate să vină în poliție. Ai făcut înțeles mă, mai multe și da. Susține lumea la televizor. Păi și atunci... Mihaela, ești în direct. Da, bună ziua. Vreau să-i spun lui domnul Coarnă că am învățat și eu ceva de la o nepoțică în care mi-a zis așa, mama, știi ce înseamnă deștept? Adică ce înseamnă? Înseamnă prost, că nu să-i spui la unul, mă prostule, zici mă deșteptule. Corect. Asta a fost cu depinde de contextul unde folosim contextul, că omul respectiv a spus se putea și mai bine, adică mai deștept. Aia înseamnă că este deștept. Depinde cum vrei să folosim fraza. Mihaela, te întreb așa, ce îi spune nepoțelei tale dacă te-ar întreba, bre mamaie, ce țară ai luat tu în 1990 de la Ceaușescu și ce țară îmi lași tu mie după 30 de ani? Rămân închisă la problema asta, că nici nu știu ce să-i spun. Păi adevărul, care ar fi adevărul? Ar trebui să-i răspunzi ceva. Nu poți să-i spui mamaie, n-am niciun răspuns. Am ieșit în stradă pentru o viață mai bună, pentru dreptul de a vorbi și ne-a dat dreptul de a vorbi, a fost Băsescu din 2004, că până atunci ți-era frică să vorbești pe la colțuri. Asta e una. Iar la referendum aș pune 300 de parlamentari și de două ori au dreptul să participe. Mandate limitate. Așa cum au mandat ăsta, președintele de două mandate, așa să fie și cei din Parlament. Nu să doarmă în Parlament, să citească ziare și să uite pe calculatoarele lor cu filme porno. Revenim, mersi frumos, Mihaela, revenim imediat cu intervenția celui care vine de la Cotroceni, de aici, de unde vedeți, direct în platourile B1 TV. Deci eu de-abia îl aștept să organizeze referendum pe domnul Klaus Werner Iohannis. N-am avut discuție în CEX pe subiectul ăsta, dar eu de-abia îl aștept. Va fi un prilej foarte bun pentru român să răspundă și la alte întrebări. Ca de exemplu, câte case este nevoie să fur de la stat ca să ajungi președintele României? Este o întrebare. Sau câte zeci de dosare penale trebuie să fie închise de prieten ca să ai șanse la candidatura la prezidențial? Adică genul ăsta de întrebări. Deci s-ar putea, adică nu, sigur va fi un prilej serios de dezbatere pe... Mai dăm imagine. Ne-am întors în direct, oameni buni. Situația este dramatică în ceea ce îl privește pe Mihai Tudose. Nu vreau să fiu panicard, nu vreau să pun sare pe rană, dar mai citește-mi o tăștirea. A primit un mesaj mitică. Mihai Tudose în comă. Luați în calcul, noi suntem în direct. Zi mesajul. Fostul prim-ministru Tudose în comă, acum pleacă spre Fundeni, profesorul Vlad Iliescu cu toată echipa chemați de acasă. Deci informația vine dintr-o sursă serioasă, că altfel nu îl puneam pe mitică să o citească. Repet, dacă este așa, fostul premier se află în comă în urma unei afecțiuni cardiace. Destinația este Fundeniul și ce profesor spuneai? Imediat, Iliescu parcă zis, imediat am să verificăm. Repet și la știri la noi, toată lumea profesorul este... Profesorul Vlad Iliescu. Vlad Iliescu. Repet, toată lumea de la noi de la știri este pe acest subiect pentru că situația, starea de sănătate a lui Mihai Tudose impune și din punct de vedere al nostru, al gazetarilor, o monitorizare atentă. Îi dorim încă o dată sănătate. Doamne ajută, sănătate pentru că multe îl cunosc eu personal pe Mihai, îl știu de 21 de ani. Am făcut împreună emisiuni la televiziunea publică. Nu vorbesc de el ca și cum ar fi un necrolog, să nu crede lumea. Doamne iartă-mă! Eu îmi doresc ca Mihai Tudose să se întoarcă pe picioare sănătos în viața politică. E nevoie de el acolo unde s-a dus în echipa în care lucrează. Dar mai presus de toate e om și nu există om pentru care aici la B1 TV să nu ne rugăm de sănătatea lui atunci când trece prin momente grele. Iată, așa cum v-am promis, s-a ținut de cuvânt, Doru Mărieș vine din sala în care președintele României a avut o rundă de consultări cu societatea civilă. Ce s-a întâmplat cel mai important acolo? Hai, fă-te gazetar, că știi și tu la emisiunea de televiziune, ce anume ați discutat cel mai important, primele trei lucruri ca importanță. Păi, primul lucru ca importanță este faptul că domnul președinte Klaus Iohannis și-a asumat referendum. Pe 26. Deci, îl organizează, nu se pune problema și la deci, sumă... răspuns final, da. Al doilea, răspuns final, da. Așa, am zis la tine, că, acolo la intrare, că ai venit acum un minut, că așa a început președintele. Da, cred că a așteptat această întâlnire cu societatea civilă, poate că a și vrut să ne dea niște puncte și nouă celor din societatea civilă. Adică? În sensul că n-a spus
Îl fac până nu vorbesc cu voi. Foarte tare. Eu am venit și am spus următoarea chestiune, că domnia sa și-l asumă, iar noi trebuie să ne asumăm prezență la vot și să facem tot ce este posibil, să mobilizăm oameni, să îndemnăm oamenii să vină la vot pentru a, ca acest referendum să asta aibă un rezultat din partea, pozitiv. Din partea președintelui, din partea voastră, a celor care ați fost invitați la consultări, care au fost două, trei idei importante care s-au coagulat în discuție? Eu nu știu dacă să vorbesc în numele celorlalți, l-am întrebat pe domnul, am permis să-l întreb, sigur, am cerut permisiune să-l întreb pe domnul președinte dacă poate să extindă problematica legată de referendum, gândindu-mă la trei întrebări, nu la una. Argumentul domniei sale a fost că... Bagă și tu exclusivitate, te adică exclusiv. Toate sondajele, mă rog, testele pe care le-a făcut la nivel național, conduc spre ideea că trebuie să fie o singură întrebare, să fie o întrebare simplă, care să fie percepută de toată lumea, și e de înțeles acest lucru, trebuie și două bunici de la țară care se întâlnesc la poartă, adică și vorbesc, cu două facultăți, cei cu patru clase să o înțeleagă. Să o înțeleagă, da. Eu am venit și am adăugat, sigur, n-am sugerat nimic electoral, abia după ce am ieșit de acolo mi-a atras cineva atenția, că la această întrebare se pune și o săgeată. Adică săgeată să fie percutantă în sensul ăsta, care să lovească la țintă. Și ați numerit în PNL. Și am numerit, da, bun, n-a fost, o spun acum la cal, nu m-am gândit deloc la semnul electoral a PNL-ului, pur și simplu asta puteam să zic un glonț sau eu știu, dar am zis o săgeată. Bun, dacă am nimerit și spre PNL, mă rog, asta e, cine vrea să o ia așa, să o ia așa. Și nu-i deloc rău, până la urmă, pentru că până la urmă e cel mai mare... Eu să spun că publică eu așa vreau să o iau. Da, crede-mă că n-am spus, eu am spus cred, nu. Te cred, mă uit în ochii tăi și n-ai niciun motiv să minți. Spune-mi, te rog frumos, ați mers în dialog voi și președintele sau președintele și voi ați mers mai mult pe zona justiției sau a existat posibilitatea ca președintele să se orienteze și către o altă zonă, alta decât cea legată de justiție. Și alta decât cea legată de justiție. Pentru că... Președintele a spus că va formula pe buletin, va propune o singură întrebare sau a lăsat poarta deschisă pentru două sau mai multe întrebări? Nu. Senzația mea a fost că este vorba de o singură întrebare. Categoric de o singură întrebare. O singură întrebare? O singură întrebare. Foarte tare. Asta e o veste. Atenție mare, stimați telespectatorii. Doru Mărieș îl vedeți și în imaginele din spatele lui. Noi îl avem în direct. Este exact cel cu părul alb de deasupra umărului lui. Iată-l. Îl aveți și în imagini în sala de consultări de la Cotroceni. Deci avem două știri conform lui Doru Mărieș. Prima, pe 26 mai, așa cum vedeți și pe bandă galbenă, cu certitudine președintele a confirmat organizarea, solicitarea unui referendum, chemarea românilor la vot și pentru un referendum. A doua veste pe care ne-a dat-o în direct și în exclusivitate Doru Mărieș, s-a desprins aproape hotărât, ca să zic, să-l cităm din clasici, aproape hotărât domnul președinte să pună o singură întrebare pe buletinul nu de vot. Nu aproape, sigur. Sigur, deci? Sigur. Foarte tare. Da. Asta e chiar foarte tare. Și vă mai dau încă o veste bună de data asta, pe care mi-am permis să o dau și domnului președinte. La această oră s-a terminat concluziile pe care avocații lui Ion Iliescu le pun în dosarul 13-15 iunie, dosar care se apropie de final în cameră preliminară și sper ca în aprilie să-l avem în sfârșit dosarul 13-15 pe instanță de judecată cu învinuiți în frunte cu Iliescu, inculpați. Măgureanu, inculpații Iliescu, Măgureanu, Voican, Roman și așa mai departe. Iată, încă o veste de prime time, de ce vreți voi, de oră de seară. Avem patru zile de termen în acest dosar, adică astăzi, mâine, poi mâine și răspoi mâine, așa că este timp suficient pentru toate părțile să pună concluzii. Deci, reamintind pentru cei care au venit un pic mai târziu pe frecvențele noastre la B1 TV, Doru Mărieș, dați-mi imagine, Doru Mărieș se întoarce aici la noi în platou direct de la Palatul Cotroceni, de la consultările pe care Klaus Iohannis le-a provocat cu societatea civilă pe tema referendumului, ne-a adus două vești extrem de importante. Prima, clar, pe 26 președintele va chema poporul la vot. A doua, președintele s-a decis să formuleze o singură întrebare pe buletinul de vot. De ce spun că e importantă? Pentru că aceasta a doua veste de ne-a adus-o Mărieș
anulează posibilitatea pe care o discutam noi aici aiurea în tramvai, aceea cu întrebarea legată și de referendumul cu 300 de parlamentari și cu justiția, adică dar să profite. Dar avea sens să mai facem o întrebare pentru referendum cu 300 de parlamentari pentru că avem un răspuns clar. Nu, avea sens, Mitica, nu, avea sens. Se putea corecta eroarea pe care a făcut-o domnul președinte Băsescu, aceea cu monocameralul. Dacă acolo nu era și cu monocameral, acum aveam 300 de parlamentari. A recunoscut și Traian Băsescu public la mine în emisiune. Aici, la masă. Ok, am înțeles logica. Dom'le, dacă eu puneam întrebarea românilor la referendum, vreți doar 300 de parlamentari, 100 de... Ascultă. Exact, bicameral, 100 de senatori, corect era bicameral, 200, 100 cu 200. Acum aveam 100 de parlamentari și în Senat și 200. Și de ce Parlamentul României nu putea să corecteze în reglementare? Pentru că trebuia să modifice Constituția, dragul meu, cu două treimi. N-a avut niciodată două treimi Parlamentul. Cum? Ba da, niciodată. Ce vorbiți? Niciodată. USL-ul, cum? Niciodată. Cine? USL-ul. Nu și-a dorit USL-ul. Mai e altceva. Domnul Fudor, eu nu întâmplător am pus aceasta. Am fost unul dintre penultimul vorbitor. Și am pus această întrebare pentru că foarte multă lume a zis, domnule, dar nu se poate extinde pentru că domnia sa avea două teme legat de justiție. De justiție, da. Și, repet, argumentele care mi le-a dus, am și spus, mulțumesc, sunt mulțumit pentru de răspunsul pe care mi-l dați, având în vedere informațiile pe care le aveți. Sigur, argumentul a fost acele sondaje, acele care erau cele două studii direcții pe care mergea președintele legate de justiție? Nu ne le poți spune? Cele două teme? Da, există penale, două direcții pe tema justiției. Penale din funcțiile publice? Stai numai o secundă, că spun imediat. Era vorba de continuarea luptei anticorupție, da? Și integritatea fără penale, mă rog, funcțiile publice. Exact. Nu e vorba, în funcții publice, nu numai pe justiție. Putea să se extindă și la toți cei care dețin funcții publice în România. Punct. Foarte tare. Adică prefecți, primari. Foarte tare. Da? Foarte tare. Adică l-ai simțit pe președinte că s-ar duce la o extindere a acestui... Nu. Eu l-am întrebat dacă dorește... Și ce ți-a spus? Răspunsul a fost că nu are, din toate informațiile pe care le are, este bine să fie o singură întrebare, studiile care le are și care le-a comandat și care au fost puse la dispoziție. Mergem la... Mulțumesc mult, Doru Mărieș, și rămâne alături de noi, dacă îi face plăcere, până la finalul emisiunii. Dacă este un dialog acceptați. Cu tot dragul. Abia așteptam să vii de acolo, pentru că mai clar și mai ferm și mai prompt. Poți să mai spun ceva? Te rog. Ce-am simțit? Te rog. Nu este nimic pierdut în acest moment, deși mi-au făcut cambraiște... Îl deranjăm pe domnul Coarnă, care-i plăcea. Cambraiște legile justiției. PSD-ul despre emisiune, nu este nimic pierdut, asta a spus președintele, deci am simțit tot optimismul și de aceea mi-a permis să vin și să fac și eu, să adau acest anunț cu ceea ce se întâmplă în dosarul 13-15 iunie, pentru că chiar nu e pierdut nimic în justiție. Toată chestiunea este să rămânem pe baricadă și umăr la umăr, pentru că acest referendum trebuie să capitalizeze moral, din punctul meu de vedere și Asociației 21 decembrie, o singură persoană care se numește Klaus Iohannis, dacă mergem la candidatură, la președinție, pe toamnă, cu domnia sa. Nu văd rostul, pentru că sunt primele alegeri care vin. Candidatură, adică la prezidențiale. Ce rost are să împrăștiem așa sau să facem o bulă numai care să plece în eter? Aici trebuie să fie întrebarea țintă, iar capitalizarea morală trebuie să... Acum să văd câtă experiență ai căpătat de ani de zile deja apari în studiouri, ți-ai făcut o emisiune la o altă televiziune. Simți că președintele leagă într-un fel acest referendum de alegerile prezidențiale din iarnă? Nu știu dacă le leagă, n-a lăsat să se înțeleagă deloc această chestiune. Nu cred că i-a displăcut ideea de a capitaliza moral. Pentru că l-am privit în ochi când am spus. Dar, repet, e o chestiune de bun simț, eu așa o percep. N-am spus, eu am și zis, nu o spun ca să vă perii, pentru că mă cunoaște și știți că nu am apucături de astea de a mă pune bine cu cei care sunt în fața mea. De drept dovadă că am fost singurul care mi-a permis să-i pun o întrebare. Adică am zis, domnule, cum ai fost singur? În sensul de extindere. Toată lumea a mers cu idei și pe justiție. Foarte tare. Nu spun că nu au fost inteligente. Nu spun că nu au venit pregătiți. Dacă nu mă înșel, unul singur sau doi au spus, domnule, să vedem, nu știu dacă e bine să facem referendum, suntem un pic îndoiți de rezultatul lui.
ne este frică să nu, că nu vom atinge pragul de 30%. Da, am auzit și în declarațiile de la ușe chestia asta. Atenție că s-a modificat pragul la referendum. De 30%. Nu mai e 50%. Da, am avut în toamnă anul trecut și nu l-au depășit. Dar e vorba și de temă. Păi stai un pic. Teme total diferite. Anul trecut lucrurile, dacă vrei, le analizăm între emisiuni. Ce a fost aia cu familia creștină. Sunt de acord cu dumneavoastră. Implicarea bisericii, replica pe care poporul a dat-o la acest referendum. Eu cred că o temă cu fără hoți în funcțiile publice ar atrage un electorat. Este una dintre marile probleme ale nației este. Da. Eu sunt convins că e una dintre marile probleme. S-au săturat oamenii de ciorditorii care îi conduc de 27-28 de ani. Care? S-au săturat. Care ne conduc. În mare parte, mi-asum ce spun, în mare parte clasa politică de România a făcut un rapt absolut istoric, absolut halucinant, timp de 29 de ani. Și oamenii acasă simt în buzunar, simt în faptul că i-a plecat copilul în Spania, simt în faptul că a murit măsa mare sau tasul mare, fie țărna ușoară cu zile, deși dacă aveam spitale nu murea. Adică aici suntem. De-aia zicem Măriești și pe bună dreptate. Păi dacă vine președintele cu o întrebare pe care să o înțeleagă și Țața Floarea cu patru clase și ăștia dau masterate pe la Cambridge sau pe la Harvard. Dar nu spun eu. L-am simțit că asta își dorește. Să fie clară. Foarte bine. Eu sunt perfect. Și să o înțeleagă. Domnule, eu sunt perfect de acord. Eu sunt perfect de acord. Mergem la Sibiu. Bună, Nelule, ești în direct. Să trăiți, domnul Barbu. Să trăiască și invitații dumneavoastră, respectiv domnul Coarne și domnul Măriești. Hai, noroc. Domnul Barbu. PSD-ul ăsta și-a luat angajamente mari, de-aia a votat poporul 3 milioane de oameni, în special bătrânii, să ne dă pensii 1000 de lei ca să trăiesc eu după 30 de ani de democrație, care am făcut revoluție și așa mai departe, cum ne tot lăudăm. În 30 de ani de democrație s-au furat, n-au furat tătarii și turcii în sute de ani. Asta am făcut noi. De ce nu dați niște legi? N-ai furat 1 milion de euro, 20 de ani de pușcărie automat, pe-s banii mei și ai numit tale. Nu să ne să-ți bată ăștia joc de noi. Păi, e posibil așa ceva, domnul Barbu. Îți poate revoltat. Nelule, fii atent de întrebare. Nelule, vă spun fără modestie. Nelu. Domnul Barbu, lăsați-mă să vorbesc. Da. Vă spun fără modestie. Eu am dat societății ceva. Lucruri care în ziua de astăzi în România nu se mai pot realiza. Vă spun fără modestie. Nu vreau să mă laud. În România nu se mai pot realiza ce am făcut eu, ce alți colegi ai mei. Nelule, fără modestie. Dacă te-ar chema la referendum cu întrebarea, cu sugestia, fără penalii, fără oameni cu probleme penale... Asta, categoric votez, fără penali. Păi, domnul Barbu, am votat niște oameni incompetenți. Păi, posibil să nu se, să nu se gramatică. Să nu și tabla mulțării. Da, te rog frumos, ești în direct. Păi domnul Barbu, stai așa, Nelu, stai puțin că vrea să te întrebe ceva, Mărieș. Dar, de exemplu, o întrebare, pentru că vorbiți de generația care a muncit și care, mă rog, sigur, în acea perioadă, așa cum a fost ea, a creat valoare. Ultima invenție cu fondul mutual, adică acele întreprinderi profitabile care au mai rămas încă... Să le bage la mezar, să le încă, la mezar și pe alea, da. Da? Acei bani, rezultatul, s-a obosit un pic. Nu, mai vreau să mă refer la profitul care se adună, că nu e așa de greu cuvântul profit, dar uite că nu ne-am să din acel pachet să fie îndreptat. O întrebare, sigur, era o întrebare de referendum, dacă Brazilia, era exist. Nu, Brazilia. Să fie îndreptat spre două sau trei chestiuni, adică sănătate, drumuri, educație, drumuri, infrastructură, da, nu da, numai drumuri, porturi, drumuri, căi ferate, aeropoarte. Ca să aibă satisfacția acei oameni. Da, Nelu, așa e, Nelule, așa e, tată, mersi mult de tot, mersi mult, Nelu. Nu să-i obligăm, întrebarea e obligat să nu-i poată cheltui decât acolo. Ca să simtă oamenii că au muncit și generația asta va fi întrebarea. Nici eu nu cred în întrebarea asta, pentru că ei vor fi canalizați pe un singur dus, spre Brazilia. Banii rezultați de acolo. Dar n-ar strica o asemenea întrebare, eu asta spun. Generală și îi spun mereu da, că nu o să spună da. Nu, dar în fapt... Avem informații, tot. Așa spune Teddy, îmi spune în casca, a vorbit cu doamna Ioana Petrescu, din echipa din care face parte, echipa politică din care face parte Mihai Tudose, încă o dată să-i dea Dumnezeu sănătate. Ioana Petrescu ne-a informat prin intermediul lui Teddy că domnul Bănicioiu va ieși fix peste 18:30. Va ieși să comunice public situația medicală, starea de sănătate în care se află Mihai Tudose. Vă reamintesc celor care nu ați fost alături de noi. Mihai Tudose a fost dus de urgență la spital. Am înțeles că la Fundeni, o echipă
este în o echipă valora, să știți că Fundeniu are una dintre cele mai bune echipe din România la ceea ce înseamnă probleme cardiovasculare. Dacă este într-adevăr, cum am aflat de la Alina Sorocean, un infarct și Mihai Tudose, cum am aflat ulterior, este în comă, lucrurile sunt grave. Sper din tot sufletul să venim cu vești bune, stați alături de B1 TV, vă vom ține la curent în permanență, pentru că este vorba nu neapărat de un lider politic, este vorba de unul dintre oamenii în jurul căruia a gravitat România ca premier, ceea ce a fost domnul Mihai Tudose. Vă mergem mai departe. Ce ai zis, Teddy? În Timișoara, da? În Timiș. În Timiș, Fane, ești în direct, ascult. Vă salut, domnul Barbu, și invitații dumneavoastră. Uite, o întrebare pentru domnul Mărineșcon, pentru că-l văd un mare lucrător. Deci, o fost președinte, trebuia să-i pun întrebarea așa. Domnule președinte Iohannis, de 30 de ani de zile numiți procurori, ei dumneavoastră numiți care cercetează 89, mineriada, colectiv și așa mai departe. Ce credibilitate să aibă poporul că tu numești un procuror care să, în 3-4 ani de zile, să scoate toți vinovații la suprafață, că dacă în 89 îi scoatea și rădea pe toți cu tot cu Iliescu, nu s-ajungea unde s-a ajuns acum. Că degeaba, domnul Maria, spui, dumneata, te duci acolo la Iohannis să spui, facem aia. Iohannis spune să spună, numesc un procuror general în 4 ani de zile, dacă nu-i apt să-mi scoată dosarul Revoluției Mineriatei colectiv, au... Ce s-a întâmplat cu dosarul ce au bătut pe ăștia în august? Foarte tare, foarte tare, foarte tare propunerea ta, Fane. Eu ca președinte, cum așa, domnul Barbu, eu ca președinte, cum așa, din minutul ăsta numesc un procuror care în 3-4 ani de zile îmi scoate dosarul la suprafață și toți vinovații. Am înțeles, Fane, vici, te rog frumos, vrea domnul să spună ceva. Domnul Fane, da, să-mi spună. Cu mare drag vă răspund, știu și înțeleg... Am aceleași nemulțumiri ca și dumneavoastră. Domnul Lazar, când a venit, prima întâlnire pe care a acordat-o ca audiență a fost Asociației 21 Decembrie. A promis că, domnule, cum am găsit brățările dace, rezolvăm și cu dosarul Revoluției și cu dosarul Mineriade și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește dosarul 13-15 iunie, așa cum a fost șchioapăt, jumătate, cum e el trimis în instanță, pare să plece, sper că în această săptămână, sau mă rog, dacă judecătorul își va lua 15 zile răgați ca să poată să motiveze trimiterea spre instanță, nu înapoi spre parchet, vreau să cred că va pleca în instanță, putem să spunem că avem un pas înainte în acest dosar 13-15. 2. În dosarul de Revoluție, domnul Lazar s-a trezit acum pe ultima sută că nu-i gata și vreau să vă spun că și sâmbătă și duminică colegi care au fost chemați să vină la circa de poliție pentru a fi finalizate audierile. Numai departe, unul dintre colegii mei care este în Italia a fost anunțat ieri, a plătit o groază de bani, că vă dați seama, să cumpere bilet de dimineață pe seară, a ajuns azi noapte pe la 2 acasă, dimineața la 8 era la audieri și la ora 2:14 astăzi s-a întors în Italia cu omul la muncă. Deci probabil că a dat 1000 de euro pe biletele, în condițiile în care el a fost în țara cu 3 săptămâni și i-a rugat să-l audieze. Nu l-a audiat. Bătaie de joc. Deci bătaie de joc. Dar s-a trezit el că trebuie să-l trimită. Eu îi atrag atenția domnului Lazar, îmi permis să spun acest lucru, chiar dacă unii se supără pe mine, să nu mai forțeze în 20 de zile sau 30 de zile să finalizeze dosarul, pentru că nu mai este când, în condițiile în care nu toate părțile vătămate au fost puse sub, adică părțile vătămate au fost audiate și în condițiile în care are 3 inculpați sau 3 oameni care sunt pus sub inculpare în acest dosar. Nu poți să trimiți dosarul Revoluției cu 3 oameni. Nu 3 oameni au fost vinovați pentru măcelul din decembrie, ci mult mai mulți. Și atunci îl rog să se oprească din vria asta care îl împinge, sperând că mai prinde încă un mandat. În ceea ce îl privește pe președinte, credeți-mă pe mine că n-am văzut procuror general care să vină în funcție să nu spună că el finalizează mandatul lui. Toate promisiunile au durat minim 4 luni, după 4 luni toți s-au sucit și sper că la următoarea numire domnul președinte să aibă cu adevărat, să o facă în cunoștință de cauză, să aibă mână bună. Nicolae, la București, știu că ești la telefon, te rog mult, ai răbdare câteva minute, 2-3 minute să luăm și noi publicitatea și la tine venim, promit. Înainte să vă spun
că știrea aceasta va... Bine, hai întâi cu știrea. Klaus Iohannis a convocat reprezentanții magistraților la consultări pe tema referendumului pe justiție. Adică, într-o traducere deloc complicată, iată confirmarea spuselor lui Doru Mărieș. Președintele Republicii cheamă miercuri la Cotroceni, în aceeași sală unde astăzi s-a văzut cu reprezentanții societății civile, îi cheamă pe reprezentanții magistraților. Procurorii și judecătorii din România își vor trimite acolo reprezentanții pentru referendumul pe justiție. Deci, clar, o întrebare, 26 mai, referendum, subiectul va fi justiția. Ce anume va fi pe buletinul de vot, nu știm încă, pentru că în urma acestor consultări, președintele Iohannis va lua o decizie. Este atributul președintelui României. Mergem mai departe cu o altă știre. Parlamentul României, prima cameră sesizată, ce credeți, fraților? A dat undă verde aducerii aurului de la Londra la București. Vi se pare deșagă? Nu e deloc deșagă. Atenție mare! O să comentăm, poate mâine, poate poimine, o să comentăm. Această știre nu este la și altele. Legea lui Dragnea și Șerban Nicolae privind aducerea aurului în țară, a rezervelor de aur în țară, a fost adoptată de Comisia de Buget Finanțe a Senatului. Comisia este semnalul care dă plenului unda de vot. Cum votează această comisie care este extrem de importantă, aia de buget finanțe, așa va vota și plenul condus de PSD și ALDE. Vă reamintesc, una dintre cele mai importante știri consumate pe planetă, nu în România, dar cu o influență directă și asupra României, asta spun pentru cei care n-au tărâțe în cap și suntem foarte mulți care nu avem tărâțe în cap. Președintele Americii, Donald Trump, a semnat un document istoric, avându-l pe premierul israelian Netanyahu în spatele domniei sale. Document, avem și imagini, iată-le. Document prin care America recunoaște ca teritoriu israelian înălțimile Golan. Vă spun, este unul dintre cele mai importante momente ale anului. Schimbă radical geopolitica în Orientul Mijlociu. Schimbă radical poziționări. Vă reamintesc doar atât. Atât vă spun. Turcia este într-un amfroa cu America fără precedent. De ce? Pentru că Erdogan s-a hotărât să ia rachete SS-400 de la ruși. Trump mi-a spus, băi Erdogan, nu se face, îți dau eu Patriot. Nu. Rachetele pe care Erdogan le va lua și vor echipa, vor înarma puternica armată turcă la extremitatea, la flancul estic al NATO, vor fi rachete SS-400. Trebuie corelate, trebuie spuse una lângă alta. Suntem pe un butoi cu pulbere și nu mă joc cu vorbele, credeți-mă. Un butoi cu pulbere. De-aia cred eu că Dăncilă trebuie să joace înțelept, de-aia cred eu că rămânerea acasă a lui Tăricianu azi, neprimirea lui, ca și cum ar fi persoana non grata în Maroc, trebuie și aia pitrocită, lucrurile evoluează. Ne întoarcem la dialogul cu voi, invitați în continuare alături de mine Doru Mărieș și Dumitru Coarnă. Mergem unde există Edi. Nicule, în București ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Vreau să vă relatez un caz întâmplat acum 29 de ani care are legătură cu politica vorbelor aruncate în vânt. Acum 29 de ani aveam prim-ministru pe domnul Pete Roman. Eu pe vremea aia lucram în Irak, un șantier de construcții, și datorită unor vorbe aruncate aiurea în presă, ne-am trezit că 300 de persoane care eram peste al șantier am fost reținute în Irak, să zicem, ca ostateci timp de aproape 6 luni. Felicitări pentru subiect, exact ce am intuit eu. Felicitări. Așa se întâmplă dacă nu suntem atenți. Suntem irresponsabili și o să suporte alții consecințele. Este foarte corectă tema pe care o ridică. Omul ăsta nu are nicio temă, a trăit. Nu, tema pe care o ridică. A trăit aceste pe tocmai are fond în realitate, are punct de sprijin și indică ceea ce cred eu că se poate întâmpla când ești irresponsabil. Dar nu te interesează pe tine. Că tu faci declarații ca să-l scoți... Aproape o static 6 luni, jumătate de ani în Irak, urmare unor declarații făcute de premierul de atunci, Petre Roman, la București. 300 de oameni au fost. 300 de oameni. Dar nu e singurul caz. Mai sunt, sigur. Au mai fost cazuri după Revoluție, dar se venea tip. Spune-mi, Nicolae, cum ți se pare decizia președintelui de a convoca referendum, de a ne chema la vot? Da, asta e o decizie înțeleaptă, să consulte cu cât mai mulți oameni și în urma consultărilor va ieși sigur ceva bun.
Am înțeles. Dacă tu ai fi consilier al președintelui și te-ar întreba, băi Nicolae, ce îmi sugere să pun pe buletinul, ce întrebare ai sugera? Da, eu i-aș sugera să creeze un cadru legal în Parlament prin care nu oricine să mai ajungă în funcție de demnitate publică, parlamentari, membri ai guvernului și așa mai departe. Deci, fără penali în funcții publice, ca să sintetizăm. Da, cam așa. Fără hoți în funcții publice, mai pe românește. Întrebarea ar trebui să spun așa, domnule, sunteți de acord ca cei care v-au furat banii din contribuții, din taxe, să vă conducă Vâlcov, Dragnea, ăștia și alții ca ei? Cornele și Mirei, te ascult. Nu, suntem de acord cu ei. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Tudor Barbu și invitați-vă dumneavoastră. Domnul Tudor Barbu, referitor la această întrebare de la referendumul, eu aș avea altă întrebare de pus. Când a venit domnul Dragnea cu acel dosar stufos sub braț de la programul de guvernare, că fac spitale, școli, au trecut aproape 3 ani, se fac în toamnă, nu a făcut nimic, pot fi judecat pentru declarații mincinoase? Foarte tare întrebare. Și să plece acasă. Foarte tare. Cum e? Mersi mult, Cornel. Subiectul pe care îl deschide omul ăsta... Este generic. Dacă spui politician mincinos, faci pleonasm. Bă, ți-am spus să nu mă mai jignești. 4 ani am fost senator al țării, n-am mințit. Bine, cu excepția domnului Barbu. Dar stai mă că nu e adevărat. Așa cum în Parlament mai sunt oameni 2, 3, 10, 15, 20, 100. 2-3%. Bine, publicitate. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Revenim cu Mărieș și Coarnă imediat. Telefoane în direct, un telefon din Italia, un telefon din Suceava. Hai să mergem, fiind amândouă doamne, haide să mergem întâi la doamna din Italia. Bună ziua! Alo? Alo? Da. Alo? Sunteți în direct, vă ascult. Alo. Bine, bună ziua, domnul Barbu. Îmi pare bine că am prins legătura. Vă rog frumos să faceți emisiuni cum să deșteptați lumea de cap, că foarte multă lume are tărâtă în cap. Asta e una. Și acum... vreau să zic să dau și eu am emoții. Nu e nicio problemă, spune-mi așa, Ana, fii atentă. Prima întrebare, da. cum se vede la tine în Italia decizia președintelui de a organiza referendum? Foarte bună, foarte bună, să facem ceva, să scăpăm de ăstea, că eu m-am săturat, numai nervi cât îmi fac uitându-mă la televizor. Și acum întrebarea. Care întrebare ți-ai dori? Referendum. Da. Pentru referendum. Da. Vreți o justiție independentă care să nu se poată implica în politică și nici politicul în justiție? Frumoasă întrebare. E temă de la Montesquieu încoace asta, nu e întrebare. Da, da. E o temă între cele trei puteri. Femeia asta își dorește. Dar și eu îmi doresc, dar toată lumea își dorește lucrul ăsta. Întotdeauna există o tendință ca executivul să acapareze justiția și invers. Politic în general. Da. Deci nu, asta nu e întrebare, asta e temă și problema de fond este ce pârghii juridice găsești ca să blocheze această imixtiune a politicului în justiție și invers. Când ai plecat, Ana? Când ai plecat din țară? În 2001. De ce ai plecat din țară? Pentru că m-am săturat de comunist. Foarte tare, foarte tare. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, profit de acest telefon să-i salut pe toți românașii noștri, 5-6 milioane care muncesc printre străini ca să facă pentru familie și pentru țară un trai mai bun. Și au reușit și anul ăsta, în 2018, muncesc să fie cel mai mare... Muncesc acasă în Uniunea Europeană, domnul Tudor. Hai să ne zicem așa. Muncesc acasă în Uniunea Europeană. Da, mă, dar muncesc între străini, până la urmă, domnule, pentru că familia copiilor, bunicilor... De acord cu tine. La Suceava, Mărie, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Și domnul Coarnă și domnul Mărieș. Și domnul Coarnă l-aș lua în brață. Și domnul Mărieș. Dar domnul Coarnă are numai o singură față și îl iubesc. Drept, corect. Totdeauna nu a jucat altă carare. Nu vezi pe altă. Și de asta îi drept. Nu-i cutră. Bravo lui. Mărie, ce zici de consultările lui Iohannis? Ce să mai zic? Bat în palmi când rest crăp aici la televizor. Când văd toți hoții și criminali la conducere. Crăp. M-ați mai bucurat când am auzit. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce să mai zic?
Și ce să mai zic? Să vă mai zic ce mai zic? Și țara am avut bogată, domnul. Și o furat-o, vă spun, o furat-o hoță. Am dat-o în mâna hoților. Și Aușescu o făcut și bunii, dar o făcut și răni, dar o făcut mulți buni. Marie, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îți mulțumesc. Doamna. Îți mulțumesc pentru telefon, mulțumesc și salut pe bucovineni prin tine. Oameni buni, vă reamintesc înainte să ne despărțim și să vă spun să rămâneți cu Bună România, cu Răzvan și Radu. Fostul premier al țării, Mihai Tudose, este în comă, are o problemă cardiacă gravă, este la Fundeni. O echipă de specialiști, o echipă de mare valoare încearcă să îl pună pe picioare, ceea ce dorim să se întâmple. Și vă vor ține colegii de la știri sau chiar Răzvan și Radu în emisiunea lor la curent, pentru că avem echipa de știri acolo și imediat cum vom avea imagini și informații, veți fi primii care le veți afla. Toate cele bune, ne vedem, nu mai e timp, Doru. Nu, hai la referendum și sănătate lui domnul Fost.